Interesele politice primează pentru unii consilieri locali. În cazul că dumneavoastră vă doriți să faceți acolo un mall, noi considerăm oportun ca un mall să se facă în mijlocul orașului, în spatele orașului, în mijlocul la periferie. După discuțiile de ieri din ședința de Consiliu Local, când liberalii s-au opus proiectului ce presupune primul pas către construirea unui mall pe terenul fostei unități militare, edilul Slatinei le cere demisia. Mai exact, liberalii s-au opus concesionării suprafeții de 8.479 de metri pătrați. Acesta este cel mai așteptat proiect de către slătineni. Eu am rămas surprins de ce au făcut colegii noștri de la PNL ieri. Și folosesc această ocazie să cer demisia celor 7 consilieri locali PNL care s-au dovedit a nu fi slătineni. Au ascultat niște ordine politice venite de la București și au votat împotriva Slatinei, împotriva slătinenilor și împotriva a tot ceea ce facem noi aici la Primăria Slatina de 3 ani de zile, adică dezvoltăm Slatina. Argumentele liberalilor sunt contrazise de datele din proiect. Mall-ul va avea parcare, lucru ce nu va duce la blocarea traficului în zonă. Iar dacă vorbim despre valoarea financiară, odată cu implementarea acestui proiect la bugetul local vor veni foarte mulți bani. Vorbim despre un proiect de 40 de milioane de euro și 1500 de locuri de muncă. Cât despre construirea unui mall pe terenul din apropierea podului Olt, așa cum au sugerat liberalii, aici se poate ridica doar o construcție pe schelet de fier. Este cel mai bun lucru pe care putem să-l facem la Slatina. O investiție de 40 de milioane de euro, 1500 de locuri de muncă, 30.000 de metri de clădire care va plăti impozit la Slatina. Undeva la 7 miliarde jumate pe an vor plăti impozit. Cum să faci așa ceva, să blochezi o asemenea investiție pentru că nu-ți convine ție. Opoziție cu orice preț, dar slătinenii le vor răspunde cu palme. Pentru că nu așa se conduce un oraș. Nu cu opoziție cu orice preț. Un oraș se conduce cu consens și cu proiecte bune pentru oraș. În acest moment, Primăria Slatina este în negocieri cu 3 dezvoltatori pentru începerea construirii mall-ului. Negocierile sunt dure, mai ales că reprezentanții municipalității nu doresc să concesioneze terenul unei firme care nu ar putea duce la final proiectul. Vorbim de un mall ce va avea o suprafață de peste 60.000 de metri pătrați și va cuprinde un supermarket, altul decât cel existent în acest moment în oraș, o zonă de distracții, dar și multe spații ce vor fi închiriate pentru firmele ce vor dori să-și deschidă magazine aici. Pe terenul ce a mai rămas din cadrul fostei unități militare se va mai construi un ansamblu rezidențial și o grădiniță.